Salutare tuturor, sunt Gabi și astăzi vorbim despre mobilă. Nu despre cea pe care o recondiționăm sau o opsim, ci despre mobila pe care o facem singuri. Rămâneți cu mine să vedeți cum să vă construiți singuri mobila de care aveți nevoie. Puteți să vă faceți și singuri mobilă, iar soluția pe care eu vă propun în astfel de situație este Mambricolaj. Mergeți la ei cu ideea voastră de proiect, primiți asistență și consiliere pentru proiectarea mobilei, primiți materialele pe care trebuie să le folosiți, cu toate accesoriile, veniți acasă și vă montați singur mobila. În final, costul unui astfel de proiect ajunge să fie undeva sub jumătate din ceea ce ați plătit dacă ați angajat pe altcineva să se ocupe de toată treaba asta. Și am să vă explic pas cu pas cum am ajuns la această concluzie. În primul rând vă dau un exemplu. Acest dulap pe care îl vedeți aici lângă mine m-a costat 155 de lei. Dacă ar fi fost să iau aceste materiale din altă parte sau să angajez pe altcineva de fapt să-l facă, costul ar fi fost undeva la 300-400 de lei pentru că aș fi plătit și materialele pe care nu le folosesc. Asta în situația în care cineva ar fi acceptat o lucrare atât de mică și nu m-aș fi trezit cu un refuz. Dar hai să iau pas cu pas lucrurile, să vedeți cum am proiectat, cum am luat materialele, cum l-am construit și de ce am ajuns la concluzia că este mult mai eficient și mai ieftin să-ți faci singur mobilierul. Înainte de a merge însă în magazin sau de a lua legătura cu un consultant al Mambricolaj, trebuie să știi câteva lucruri. Și anume, trebuie să cunoști foarte bine spațiul pentru care ai nevoie de mobilier. Asta înseamnă să știi care este dimensiunea exactă, care este înălțimea, care este adâncimea și mai ales dacă sunt alte lucruri acolo care pot să împiedice dulapul să vină perfect până în perete. De exemplu, țevi sau racorduri sau diverse alte obiecte sau să spunem, obstacole care țin de clădire și care nu te lasă să plasezi piesa ta de mobilier exact cum ai vrea. Încă un lucru care e relativ important este cum este pardoseala, pentru că dacă pardoseala nu este perfect dreaptă sau este denivelată, trebuie să iei în calcul niște picioare care să te ajute să reglezi aceste diferențe de nivel. În cazul mobilei de bucătărie, de exemplu, dacă vrei să faci astfel de mobilier, îți recomand să iei în calcul o adâncime de 60 de centimetri a mobilierului de bază, deci a dulapurilor de bază, pentru că asta îți permite să ai mai mult spațiu de depozitare decât dacă ai avea, să spunem, dulapuri de 55-58 de centimetri, iar această mică diferență de până la 5 centimetri înseamnă în unele situații diferența între un rând de farfurii și două rânduri de farfurii pe un raft. În afară de asta, găsești pentru dulapurile cu baza de 60 de cm, găsești la Mambricolaj și blaturi de 63,5 cm, care îți asigură mai mult spațiu de lucru și care arată extraordinar. Am fost la Mambricolaj și am luat toate piesele. Aici sunt ușile, acelea sunt lateralele, aici sunt cele două blaturi, iar aici sunt polițele. Acum să vedem ce accesorii mi-au dat. Și avem așa. Patru picioare,
Două perechi de balamale pentru uși, o pereche pentru fiecare ușă. Astea sunt niște suporturi pentru poliță. Vor rămâne în mod clar și pentru alte proiecte. Mi-au dat șuruburi pentru placajul din spate. Este și el aici, o parte mare din subțire din placaj care se pune drept capac și care se prinde cu aceste șurubele. Astea tot așa sunt pentru fixare. Iar acestea sunt șuruburile pe care le voi folosi ca să asamblez dulapul. Mai am aici două mânere negre, chiar vreau să scot să vedeți cât de simpatice sunt. Am ales de fapt să pun butoni, nu mânere. Arată așa, ușile fiind mici, nu aveam nevoie de niște butoni foarte mari. Și încă o chestie super utilă, găurile care vor fi vizibile, cele în care pun șuruburile, le voi acoperi cu aceste pastiluțe albe din autocolant. Așa că practic nu o să se vadă deloc îmbinările. În montaj, ca să nu stricăm palul și în momentul în care punem aceste șuruburi pentru asamblare, e bine să dăm înainte niște găuri folosind un burghiu care are aceeași grosime.
Poate cineva fără experiență să facă un astfel de mobilier? Așa cum spun și în cazul recondiționării, trebuie să pornești de la obiecte mici și să crești apoi, să scalezi succesul ca să ajungi la proiecte mai mari făcute cu succes. Începe cu ceva mic, o măsuță, un dulap, niște rafturi, iar în momentul în care vei vedea și cum se folosesc materialele și cum reacționează, cât efort trebuie să depui pentru fiecare piesă, vei înțelege care sunt limitele, cât poți să tragi de tine să faci un astfel de proiect și vei prinde curaj, de fapt, să faci lucruri din ce în ce mai mari. De ce nu? Chiar să-ți mobilezi o casă întreagă. Alte lucruri țin de felul în care se face montajul și anume, de exemplu, mi s-a părut că cel mai important lucru pentru succesul unui astfel de proiect, adică atunci când vrei să-ți faci singur un corp de mobilier, este să creezi cadrul. Dacă ai montat corect cadrul pe care apoi vin polițe, rafturi, uși, deja ai trecut de cea mai importantă parte a proiectului. Asta înseamnă ca acel cadru să aibă laturile puse în unghi de 90 de grade, iar pentru asta poți să faci așa cum am făcut eu, să găsești repere și obiecte ajutătoare care să te ghideze și să îți facă mai ușoară sarcina de a monta cele două piese în unghi de 90 de grade. Ați văzut cum am făcut eu. Am folosit o lădiță din lemn, astfel încât în momentul în care am montat o poliță și o laterală, sau un blat și o laterală, să le pot îmbina în unghi de 90 de grade. În al doilea rând, sau al treilea, sau mă rog, nu mai contează, de asemenea este important să ai o bormașină. O bormașină care să te ajute să găurești locurile în care vor intra șuruburile, pentru că palul este un material a cărui suprafață este mai dură decât lemnul. Chiar dacă între cele două folii din plastic este un material presat, el nu este atât de ușor de străpuns cu șurubul, cum ar fi, de exemplu, o suprafață din lemn. Dincolo de asta, șuruburile folosite pentru îmbinarea elementelor din pal nu au un vârf ascuțit, ci sunt plate. De aceea, înainte de a te apuca să bagi șuruburile, trebuie să dai niște găuri, să găurești, practic să existe deja canalele făcute în care să vină aceste șuruburi și să poți să faci îmbinările. Palul nu este un material cu care se lucrează greu, se lucrează chiar ușor odată ce ți-ai creat propriul flux, propriul circuit de lucru, adică trebuie să-ți dai seama cum îți este ție mai simplu să lucrezi cu el, așa cum mi s-a întâmplat și mie. Montând de una singură am avut nevoie de aceste repere și în momentul în care mi-a venit ideea să vin cu acea lădiță din lemn și să o pun ca reper la colț, chiar deja lucrurile au mers mult mai ușor. Și despre asta este vorba, de fapt, în orice fel de proiect. Trebuie să-ți găsești propriul ritm, propriul flux de lucru și apoi să faci replicarea acestui flux în fiecare proiect. Pe măsură ce ți ies lucrurile, vei vedea că prinzi mai multă încredere și poți să faci lucruri din ce în ce mai mari. Ce ar mai fi de spus? Să spunem, de exemplu, faptul că toate urmele pe care le faci pe pal se șterg ușor cu alcool tehnic. Am folosit creion, am folosit marker, am folosit diverse metode de a lăsa urme, să spunem, în momentul în care aveam nevoie de repere. Pentru că pentru orice element pe care îl pun sau pentru orice gaură pe care o dau, trebuie să mă asigur înainte că ea este în linie cu celelalte, că este corect plasată, pentru că o deviație de câțiva milimetri poate să-ți strice aspectul, nu strică proiectul, doar că să spunem că iese oarecum beat dulapul tău, nu mai este drept, frumos, așa cum ar trebui să fie. Și cu toate astea, poate că în final nu a ieșit perfect, adică sunt convinsă că nu a ieșit perfect, poate că sunt pe aici pe acolo deviații de câțiva milimetri, numai că pentru primul proiect pe care l-am făcut singură, eu chiar sunt foarte mulțumită de ce a ieșit. Unde mai pot să fie iarăși probleme, dar aici e bine dacă nu ați lucrat niciodată cu niște balamale, să întrebați pe cei de la Mam Bricolaj la montarea ușilor. Ușile se montează ultimele, după ce există capacul pus, după ce este foarte bine montat cadrul, pentru că ușile au nevoie de un cadru stabil pentru a putea să fie reglate.
Balamalele au niște șuruburi care permit glisarea lor astfel încât ușile să fie lăsate într-o parte sau în alta. Am arătat cum anume se montează, am arătat cum anume vin, cum se îmbină cele două bucăți ale balamalei, dar dacă mai aveți totuși dileme, este bine să întrebați pe cei de la Mam Bricolaj ce alte secrete mai sunt de știut înainte de a vă apuca să montați uși. Asta fiind spuse, să știți că pentru mine acest proiect este o reușită și sunt convinsă că va fi o reușită pentru oricine crede că nu poate să facă ceva singur. Genul acesta de proiect în care cineva montează de unul singur un dulap la mai puțin de jumătate din prețul cerut de niște meseriași este o foarte mare reușită și, sinceră să fiu, cred că ar trebui să-l dedic tuturor mamelor singure, tuturor acelora care cred că au nevoie de un meseriaș să vină să le rezolve astfel de probleme. Dulapurile customizate, cu dimensiuni atipice, sunt foarte greu de procurat. Eu vă încurajez să le faceți singuri, să încercați așa cum am încercat și eu și cu răbdare și cu atenție sunt convinsă că veți face lucrurile cel puțin la fel de bine pe cât le-am făcut eu. Eu vă doresc succes mai departe și vă rog să țineți minte un lucru. Nu există două mâini stângi, există doar oameni care încă nu au descoperit ce să facă cu ele. Urmărind fix acest tip de clipuri, veți vedea că și voi, cu cele două mâini ale voastre, puteți să faceți o mulțime de lucruri minunate.